5 persoane au fost rănite după o tamponare în lanț provocată de un șofer căruia i s-a făcut rău la volan. Bărbatul a pierdut controlul mașinii care a ajuns pe contrasens, a izbit un autoturism care a ricoșat într-un alt autovehicul. În același timp, autoturismul șoferului care a provocat accidentul s-a răsturnat și a acroșat o auto utilitară. Bărbatul în vârstă de 58 de ani le-a spus ulterior polițiștilor că i s-a făcut rău la volan după ce a stropit copacii din livadă cu o substanță toxică. A simțit că leșină, însă nu a mai putut să treagă pe dreapta. Jeepul a lovit polul, s-a răsturnat jeepul în momentul. Erau persoane înăuntru? Erau, l-au scos niște oameni. Avea viteză mare? Aici în curbă cum s-a avut viteză? Nu avea viteză, că el venea din vale și a făcut dreapta. Șoferul care a provocat accidentul a fost dus în stare gravă la spital. Alte 4 persoane, printre care și 2 copii, au fost rănite ușor. În tația eros erau 4 persoane, dar din coace... Până la sosirea pompierilor, martorii au repus autoturismul de teren pe roți, în timp ce în interior se afla șoferul rănit, fapt ce i-a pus în pericol și mai mult starea de sănătate.